Astăzi a fost înnosit paraclisul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și a fost binecuvântată arhiva eparhiei. Lăcașul de cult și spațiul care găzduiește istoria și obiectele bisericești de valoare ale Episcopiei se află într-o clădire din Ghiula, inaugurată cu mai bine de 100 de ani în urmă. În ultimii ani, mobilul a fost restaurat și extins, iar astăzi eforturile autorităților, ale clerului și credincioșilor din Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei au fost încununate de slujba de sfințire, oficiată de preasfințitul Părinte Episcop Siluan. Paraclisul a fost împodobit și cu sprijinul unor credincioși și al unor mănăstiri din România. După ce a fost săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Ghiula, cei care au contribuit la restaurarea clădirii și a paraclisului au primit din partea prefericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul Sfântul Ierarh Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești. Între aceștia s-au numărat Arhimandritul Calinic Covaci, Consilier Eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc, Protosinghelul Visarion Tuderici, Secretar Eparhial, Arhidiaconul Emanuel Văduva, Stavrofora Irina Rus, dar și un binefăcător. Lui Dumnezeu și, bineînțeles, cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel și cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte de la București, am reușit ca unul dintre imobilele foarte importante și vechi al acestei comunități, și anume vechea școală confesională românească, care era inaugurată tocmai în 24 septembrie anul 1900, și de către doi dintre credincioșii buni ai catedralei, Pavel Știr și Ecaterina Pap, și care de-a lungul vremii s-a transformat și în arhivă a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, depozitând aici diferite lucruri importante și valori ale acestei comunități și, bineînțeles, iată că din anul 2002, din timpul predecesorului meu, a fost amenajat o parte din ea și ca paraclis de arnă, să putem să o restaurăm în întregime și astăzi în prezența mai multor credincioși, a oficialităților, dar și a multor monași și monahii din România și de aici din Ungaria să putem, după ce a fost restaurată integral, extinsă și înfrumusețată ca un adevărat paraclis episcopal, să putem face sfințirea pe lângă ramul Sfinților Trei Raci, primind astăzi și Ramul Sfântul Siluan Atonitul și Sfânta Mare Munciință Ecaterina, pe care biserica întreagă o sărbătorește în această zi. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a oferit distinții Secretariatului de Stat pentru Culte, care a sprijinit financiar desfășurarea acestor lucrări, dar și preoților și monahiilor de la centrul eparhial, care s-au implicat în procesul de restaurare a Paraclisului și a Arhivei Eparhiale. Noi nădăjduim că românii ortodoxi de aici, din Ungaria, au trăit astăzi un moment istoric pentru că acest paraclis s-a târnosit și este inaugurat în prima clădire a școlii confesionale ortodoxe a românilor din Ghiula. Scrie în cărțile de istorie că la anul 1900 a existat această școală confesională și iată că Bunul Dumnezeu a rânduit ca în clădirea acestei școli care a fost pentru românii din Iula punctul de pornire în primirea învățătorilor, în această clădire s-a deschis un lăcaș de închinăciune. Nădăjduim ca acest lăcaș de închinăciune să le fie de mult folos tuturor fraților românilor noștri de pe aceste meleaguri care vor veni și să se închine în acest lăcaș și să-l ceară de la Bunul Dumnezeu ajutorul pentru mântuirea sufletului lor. Clădirea în care funcționează noul paraclis episcopal și arhiva Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei a fost inaugurată în anul 1900.